În Transilvania, liderii românilor pun la cale unirea. Dar legătura lor cu guvernul aflat la Iași e tot mai grea. Trupele imperiale sunt cu arma în mână. Nimic nu e câștigat încă. Dar în noiembrie 1918, doi oameni se urcă în avionul care a adus unirea. Ultimul zbor peste graniță. Un film al casei de producție TVR. Pe 1 decembrie, un dar pentru toți românii.